El este tare de neînvins. El este în mod de plin sincer. El este în mod etern neschimbat. El este în mod moral îndurător. El dispune de autoritate imperială. El este parțial milos. El este salvatorul păcătosului. El este piesa culturală a civilizației. El nu are nevoie de ajutor. El nu poate fi în confuzie. El nu are nevoie de tine și nu are nevoie de mine. El poate sta singur în prezența propriei persoane. El este spirit. El este unic. El este fără egal. El este suprem. El este neprecedat. El este precedent. El este promenient. El este cea mai măreață idee în literatură și artă. El este cea mai înaltă personalitate în filozofie. El este rezolvarea problemei în societate. El este superlativul la tot ce este bun. El oferă tărie celui slab. El este la dispoziția celui încurcat și ispitit. El te vede, te înțelege, te protejează și te călăuzește. El vindecă bolnavii, El îi curăță pe cei necurați. El iartă păcătoșii, El achită datornicii, El eliberează captivii, El apără pe cei vulnerabili, El binecuvintează tinerii, El respectă vârstnicii, El răsplătește pe cei harnici. El este cheia cunoașterii, El este șoapta înțelepciunii, El este revelația maximă, El este marele preot, El este jertfa perfectă, El este ușa spre eliberare, El este cărarea spre pace, El este calea spre dreptate, El este drumul spre sfințire, El este spoarta spre glorie, El este maestru cel măreț, campionul campionilor, eroul eroilor, El este generalul cucerătorilor, El este proprietarul bogaților, El este liderul influențatorilor, El este guvernatorul guvernatorilor, El este prințul păcii, regele regilor, domnul domnilor, autoritatea Lui este absolută, promisiunile sale sunt sigure, viața sa este perfectă, bunătatea sa neclintită, îndurarea sa este eternă, dragostea sa este necondiționat, cuvântul său este suficient, harul său este de ajuns, domnia sa este dreaptă, jugul său este bun, iar sarcina lui este ușoară. Aș fi dorit de a-l descrie, dar el este de nedescris, deoarece el e de neînțeles, este irezistibil, el este dincolo de aria imaginației umane și dincolo de orice așteptare și niciodată el nu poate fi surprins. El niciodată nu te părăsește. Nu poți să nu te gândești la El. Nu poți a te lepăda de El. Pentru că nu poți trăi fără El. Martorii falși nu L-au putut acuza. Pilat nu L-a putut judeca. Irod nu L-a putut omorî. Moartea nu L-a putut ține. Și gravitația Lui, acel mormânt întunecos, nu L-a putut poseda. Nu exista nimeni înainte de El și nu va fi nimeni după El. Nu are predecesor, nu va avea succesor. Nu poți a-L învinui și niciodată nu va demisiona. El se întoarce în glorie, vine ca autoritate absolută. Este judecătorul final și răspătitorul etern. Numele Lui este Iisus Hristos, Domnul Domnilor, Salvatorul omenirii, Mesia, Jehova, Emanuel, Dumnezeu tare, Alfa și Omega. Puneți încrederea în El. Haideți să-i dăm Lui slavă, glorie. Să te onorăm, Doamne, te slăvim, Doamne, pe Domnul, la te-a plicut zile tale, Doamne.